prezda bine acasă, să-ți țin minte. Bună, prezda bine acasă, să-ți dai eu. Avem unul. Suntem la Anver, dragii mei. Nu mai un pic să reglez pe ăsta. Suntem la Anver, dragii mei. Ne-am tras așa un pic la fereală pentru că plouă. E vreme în Belgia când e soare, când plouă. Am filmat cu QB-ul din tren. Acum văd că plouă și plouă destul de tare. Ne-am tras puțin aici la fereală alături de grupul de români de aici din Anver. România, ole, ole, ole. Cei cu care Europa. Mi-am luat și eu, apropo de Europa, uitați, vedeți, să vă arăt ce bluză mi-am luat, da? Din Belgia. De frig am luat-o mai mult, dar am zis să fie și cu steagul european. E aici când e cald, când e frig. E o vreme foarte ciudată în Belgia, dragii mei. Suntem cu grupul de români de aici din Anver. Ne întâlnim cu cei din Bruxelles și discutăm despre organizarea protestului în data de 4 mai. Și în același timp o să-i întreb și pe cei de aici din Anver, așa cum am întrebat și pe cei de la Bruxelles, ce păreau despre situația din țară. O luăm așa de aici, începem cu doamnele. Sărut una! Bună seara! Sărut una, de când sunteți în Belgia? De 6 ani. De 6 ani, aici în Anver? Da. Antwerpen, nu? Parcă este... Antwerpen. Antwerpen, așa. Antwerpen este în... În ce limbă este? În... Flamandă. În flamandă. Așa, da. Și Anver ar fi în franceză, nu? Franceză. Așa, bun. Anvers. Anvers, așa. De unde ați plecat din țară? Din satul mare. Din satul mare. Ce v-a alungat de acasă din țară, din România? Pe vremea când am venit, mi s-a oferit ocazia să vin, am rămas șomeră și aveam 2 băieți în facultate. Da. Și mi-a fost foarte greu să-i susțin. Ori pleca băiatul meu cel mic la facultate în Cluj, da, ori renunța. Și atunci am decis să mă sacrific eu și... Deci am venit de sărăcie, am venit. Am venit eu și... Da. Acum am este al 6-lea an. Și după 6 ani cum e? Cât de mare diferență față de România? Fac o casă. Diferența aici sau cum? Da, cât de mare diferența? Cum e aici viața și cum e, deci, era România? Aici este o viață lipsită de griji, zic eu. Da. Eu nu am stres așa referitor la facturi, la majorări de prețuri. Eu de 6 ani de când sunt aici, aceeași pâine o cumpăr tot cu un euro sau un euro și ceva. Da. În România chiar îmi zicea soțul meu că a ajuns o pâine 6 lei. Da. Plus un litru de lapte e 10 lei. Deci din 10 lei nu mai cumperi nimic. Ceea ce eu când mă duc acasă de sărbători, mă îngrozesc. Eu nici nu merg la cumpărături, da, pentru că mi-e milă să dau atâția bani. Când ați fost ultima oară în țară? De Crăciun. De Crăciun. Față de acum 6 ani când ați plecat. Da. Cât de mult s-au schimbat lucrurile în țară? Unde locuiți dumneavoastră? S-a schimbat orașul? Zic că tot mai rău. În rău vi se pare că în se rău. Schimbă? În rău. E dezgustător când vezi atâta... Și lumea este atât de tristă. Da. Cu capul în pământ. Nu vezi... Aici, în schimb, toată lumea și când vorbește râde. Da. Deci eu n-am văzut așa ceva, nu știu. Oamenii nu sunt nefericiți. Nu știu ce vorbesc râzând. Da. Deci toată lumea, dacă mergeți pe terase, pe drum, oriunde, da, belgienii doar râzând vorbesc. Da. Este incredibil. Sunt lipsiți de griji, eu asta zic. Cum vedeți ce s-a întâmplat în țară cu Laura Codruța Kövesi și a fost pusă sub control judiciar? Acum am aflat, ne-am uitat pe site-urile de știri și am văzut că instanța a anulat controlul judiciar. Ce facem? Mergem? Tu... Da. Cum vedeți ce au încercat să-i facă lui Kövesi? Eu o văd o femeie foarte credibilă, sau cum să zic, o femeie foarte deșteaptă. Puțini oameni au capacitatea ei. Da. Deci eu am maximă încredere în ea și văd că se luptă. Am urmărit așa emisiunile ei și este o femeie de nota 10. Eu nu cred că... Credeți că nu vor reuși să o doboare, nu? Eu sper din tot sufletul. Da. Sper din tot sufletul să nu o doboare și... Codruța! Să ne reprezinte! Codruța! Să ne reprezinte! Codruța! Suntem cu ea! Codruța! Suntem cu ea! Codruța, suntem cu da. ea!
vă mulțumesc frumos, haideți să mergem mai departe. Trecem de Daniela. Daniela a venit de aici, de la Bruxelles. O știți pe Daniela, ea organizează Putesul din 4 mai. Este coordonatorul grupului de români care organizează. A venit și aici la Anvers să îi cunoască pe cei de aici și împreună ne strângem așa, ne coagulăm împreună. Sărut una. Bună ziua! Sărut una dumneavoastră, spuneați că ați venit. Să le spunem și celor care ne privesc de unde ați venit. Am venit din piața universității. Din piața universității când ați plecat din acum țară. Acum vreo 29 de ani. V-au alungat după 13-15 ani. Nu m-au alungat, m-au bătut. Și anume poliția. Da. Na, poliția m-a bătut, m-a bătut Dragon și... Atunci mi s-a părut... participarea mea la tot ceea ce se întâmplă acolo într-un fel democratică. Zic, mai ăștia sunt atunci fericiți și eu din curc. Țară, da. Și eu n-a fost un traseu foarte, unde foarte simplu. Unde în Olanda am plecat, în dar Olanda nu m-am întors. Da, nu ne-am pregătit acum așa. Acum locuiți în Olanda? Da. În Olanda, la câți kilometri de Amber? 90. Și ați venit până aici la întâlnirea noastră din Olanda. Nu merita. Voi de, tu de unde ai venit? Da, eu am venit din București. Nu știu câți kilometri sunt. Câteva mii bănuiesc, da. 2300, uite, da. Uite cine i-a condus, îi știe. Ați văzut știrea cu Laura Codruța Chioveși că a fost ridicat controlul judiciar de instanță. Cum vi se pare ce se întâmplă cu ea în țară? Cum vedeți dumneavoastră? Se pare halucinant. Mi se pare, eu mor după filme de groază și thrillere, polițiste, cadavre, dar ce se întâmplă ei, serie life, este incredibil ce se întâmplă. Și incredibilă este demnitatea și faptul că ea este în stare în continuare să le răspundă liniștit, să fie foarte politicoasă, să fie foarte la obiect. La un moment dat, când a început acest asalt cu această secție SS, cum se numește? Da, secția de hărțuim, magistrații, secția PSD, SS, secția specială PSD, secția da. Specială, secția specială. Când a început, la început am luat-o deloc în serios, că nu puteai să o iei în serios. Și am crezut că e o glumă, adică nu mi-am imaginat că chiar o să facă asemenea nebunie. Mi-am dat seama că ei merg în continuare și... A fost foarte, foarte de mirare când iar a început, de fapt ea este reclamată de un infractor național care a sărăcit țara pe gubos pentru economia României și el de la asta se întâlnește cu alți ziariști. Da. Se întâlnește cu ziariști să bea și ei un șpriț, cum s-a exprimat domnul de la Realitatea. Zice, ne-am întâlnit să bem un șpriț. Domnul Gușă, domnul care a făcut Gușă. Praf Realitatea TV. Da. Așa. Deci, și asta îi face doamnei Chioveși, da, tot așa cu sufrageria lui Oprea. Iar și vine omul și spune, domnule, zice, ea o fi făcut ceva, de totuși e ceva. Asta, da, asta da, este da, da, da. Aria calomniei. Da, 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 apare într-una din... Dar ce a făcut? Că n-are vile, n-are mașini, n-are afaceri, n-are ce a făcut. L-a făcut l-a adus până infractor să-și facă fădea. S-a cotopenit cu ăia. Păi mai zic, boule, scuză-mă. Zic, dacă se încoțopenea cu ăia, de mult o dovedeau. Păi da, că le stă în gât, uite aici, și lui Udrea, care începe să dea Udrea, Udrea face de asta justiție la, pe Facebook. Spune, din Costa Rica, da. Cât trebuie să zacă Chioveși la închisoare, să simte ea cum suntem noi penali și așa mai departe. Da. Deci, însă, Europa, nu de dragul românilor, că n-are de ce să ne iubească Europa, pentru că... ceea ce prezentăm noi le-a dat lor foarte mult bătaie de furcă, inclusiv această președinție. Însă Europa, pentru ei vor să spargă acest buboi, pentru binele Europei vor să spacă buboiul cu Chioveși. Își dau seama că dacă acceptă odată șantajul, cum am auzit că unii vor să-și aranjeze și slujbe la Bruxelles, cu Europa, cu tot felul de mișmașuri, Europa în situația asta pentru bunul mers a Europei care este atacată. Da, asta depinde, știm. Depinde și de ceea ce vor face românii. În 26 mai avem alegeri europarlamentare și ar fi foarte important, zic eu, ca să se mobilizeze la vot cât mai mulți oameni cinstiți. Ce mesaj le-ați adresa celor, să le spunem, nehotărâți? Ieșiți la vot și târâți cu voi toți prietenii, toți oamenii de bună credință, toată lumea adevărată care vrea să... Până acum 2 ani a fost așa de bine în România. Cum era? Cum era? Dar până acum 2 ani eram copilul cu minte al Europei. Uite, așa ne mângâiau pe cap.
ce am făcut și de 2 ani și 3-4 luni este nenorocire. Ne scot, practic, da. Ne scot din Europa, nu? Pentru că nu interesează nimic, ei nici nu știu o limbă străină, nu înțeleg istoria, nu înțeleg relații internaționale, politica și nici politețea măcar nu înțeleg. Da. Da. Deci, vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte și frumos. Mulțumim, mergem mai departe, vreau să-l întreb pe prietenul nostru Andrei, prezent aici, numai un pic. Să te întreb, văd că ai lanternă la telefon, vreau să întreb dacă ți-a dat Soros lanternă, că așa spunea Ion Cristoiu, că Soros le-a dat lanternă, lumini, la telefoane cu lanterne la oameni. N-a dat-o... Da. L-ai văzut pe Soros pe aici, prin Belgia? L-ai văzut pe undeva? Da, e peste tot unde-i loc de muncă. Unde-i loc de muncă, peste tot e Soros, da. Da, da, da. Se cheamă patronul la care lucrează românii în străinătate. De cât timp ești plecat din țară? Păi, sincer, plec de când, mă știu, de la 18 ani. De la 18 ani. Asta nu e... Ai numai aici, în zona, ai lucrat? În Belgia sau... Nu, peste tot. Italia, Anglia, comunitate, Germania. Ce te-a determinat să pleci din țară? Păi, legea și plățile... Adică taxele. Taxele din România. Ți se pare că vreau să deschid ceva și eu trebuie să plătesc taxe. Dacă vreau să-mi deschid în... Stai un pic, când spui taxe, te referi la șpăgile pe care ți le cer fel și fel de șmecheri de pe la instituții, nu? Plus șpăgile, da. Plus șpăgile, pentru că nu pot să... De exemplu, jobul meu care vreau să-l deschid acolo, aici în Olanda pot să-l faci și fără să plătesc taxă. Interesant. Fără firmă, fără nu știu ce. În țară trebuie. Pur și simplu, îți faci jobul și la finalul anului plătești un impozit, nu cât îți cere impozit, nu? Păi... E activitate independentă, parcă așa se cheamă, nu? Da, da, da. Interesant. Cum ți se pare ce fac ei cu Chioveși? Crezi că vor reuși să o doboare? Am văzut că i-a ridicat instanța controlului judiciar. Crezi că vor putea să o doboare? Eu sunt stare de orice, nu-i problemă, numai că... Momentan, sper că nu. Dacă o câștigat acum, o scosă de sub control judiciar. De sub control. Asta e un pas pentru că are dreptate și ceva nu e în regulă. Da. Acum așteptăm ca lumea să mai iasă la protest. Vedem, da. Să... În 4 mai ne vedem la Bruxelles, da? Ne vedem la Bruxelles în 4 mai, avem aici și... Stați așa, să vedeți. S-au dus oamenii, au cumpărat drapelul Uniunii Europene. N-am găsit aici, salutare. Suntem pentru Europa. Salutare, de cât timp ești aici în Belgia, în Anvers, nu? În Anvers, da, sunt de 3 ani de zile. De 3 ani de zile, plecat din România de unde? Sunt în București. Din București? Da. Mai sunt ceva locuri de muncă din București. Ce te-a alungat din țară? Ce te-a determinat, te-a făcut să pleci? În primul rând, neavând o locuință a mea personală, copiii care i-am trebuie să-i întrețin, să-i fac mari, da. Să nu mai treacă prin greutățile care le-am trecut eu. Și în afară de asta, vrem ca toată lumea din România, care este săracă, să nu mai stea acasă, să voteze, să vină la vot. Să voteze, fiindcă de 30 de ani, hoții ne conduc spre mai rău. Crezi că ai văzut cu Chioveși ce i-au făcut, controlul judiciar, toată povestea, vor reuși să o doboare? Nu vor reuși. Este o femeie foarte tare, foarte deșteaptă. Și este susținută de toți românii de bună credință. Da. Toți români și nu numai. Și de Europa și cei care au văzut în ea o femeie care vrea să facă bine, o susțin. Da. Mai vrem un lucru. Da. În Parlamentul nostru sunt foarte mulți parlamentari. Vrem reducerea lor mai puțin de jumătate. Fiindcă nu e nevoie de atâți parlamentari. Cu cât sunt mai mulți, cu atât să cheltuie mai mult. Nici în Bruxelles, în nicio țară, nu sunt atât de mulți parlamentari. Există o inițiativă legislativă de reducere a numărului de parlamentari, se strâng semnături și sperăm să reușim să strângem în 6 luni de zile 100.000 de semnături din toată România pentru acest proiect. Cu cea mai mare plăcere, cu cea mai mare plăcere vrem să mergem la vot, vrem să semnăm acele hârtii să reducem parlamentarii. Dar ce se întâmplă aici în Belgia? Vine iarna acum în aprilie, că văd că trage viscolul tot mai rău. Asta este era soare mai devreme. Da. Haideți să mergem mai încoace. Hai să stăm mai așa, că trage mai încoace, mai la zid, că trage frigul acolo. Uite, mi-a întors și telefonul. Ia uite, mi-a întors vântul telefonul. Mi l-a întors vântul, trage un țug aici, cum zicem noi în Banat. Nu știu cum se zice aici în Belgia la vânt. Wind.
Wind în engleză. E vreo, cum zic noi, la noi în Banat au luat-o de la nemți. Zice că te trage, te trage țugul, da. În olandeză și în engleză e la fel, wind. Da. Wind. De când ești în Belgia? De 3 ani. De 3 ani de zile. Am lucrat numai aici. Înainte de Belgia ai mai fost plecat pe afară? Nu, am lucrat numai în România. Numai în România. În București, tot în București. Ce te-a alungat din țară? Ce te-a făcut să te hotărăști să pleci din București să vii aici? Nevoia de a vrea mai mult. Sunt singur, sunt nensurat, nu am familie, dar asta nu înseamnă că nu am dreptul la un viitor. Da. Și nu reușeam să strâng suficienți bani pentru a face un viitor. Cum vezi situația din țară? Ce crezi că ține România în subdezvoltare și în sărăcie? Cred care? Corupția. Corupția. De ce legat de corupție? Corupția. Și de la corupție pornesc multe chestii. Nu avem autostrăzi, nu avem spitale, nu avem școli bune. Deci nimic. Încearcă să ne ducă la pământ. Cât de mare e diferența Belgia față de... 100%. Câți ani ne-ar trebui, dacă am avea o clasă politică puțin mai curată și necoruptă, să ajungem măcar un pic din urmă? Am mai apucat noi în timpul vieții noastre schimbarea asta? Zic eu, după părerea mea, ne trebuie cam 50 de ani. 50 de ani, da. Ca să facem autostrăzile, ca de ca să ajungem la nivelul școli, lor, da, cu școlarizare și cu tot ce trebuie. Crezi că vor reuși să o doboare pe Kövesi sau îi va învinge până la urmă? Nu cred că va reuși, pentru că are susținere foarte mare din Europa, da. Inclusiv din parlamentarii europeni și inclusiv de către români. Podruța și inclusiv tu, Mălin Botez, salvarea noastră. Singurii care mai face ceva bun în România. Mai încercăm să facem tot ce putem, cât mai mult, și să coalizăm, în special românii din diaspora, de-aia vin și eu atât de mult. Să uniți românii. Pentru că diaspora a demonstrat odată că a decis președintele țării. Dacă a putut diaspora să mobilizeze 6,3 milioane de voturi la prezidențiale, poate să mobilizeze la orice fel de alte alegeri. Și cu 6,3 milioane de voturi începem să tratăm România. Da, mulțumesc frumos, mai mergem aici, haideți aici, haideți, nu fugiți! De ce fugiți? Veniți aici să dați interviu! Haideți, nici dumneavoastră nu vreți să vorbiți! Haideți aici să vorbim, numai, da! Sunt și printre prietenii noștri care au venit aici, oameni mai rușinoși, mai pudici, nu-i obligăm, nu-i forțăm. Noi suntem aici, dragii mei, la Anver, să discutăm inclusiv organizarea marului meeting al diasporei din data de 4 mai de la Bruxelles. Un meeting în care vă vorbesc din nou despre asta, vom face numai un pic să... Mi-a întors vântul telefonul și mi-a dereglat pe aici, da? Vom face două lucruri foarte importante. În primul rând ne vom arăta atașamentul poporului român, națiunii noastre, față de valorile europene. De asta suntem în 4 mai, ne întâlnim în Place d'Albertin, în capitala Europei, în Bruxelles. În al doilea rând vom cere observatori, echipe extinse de observatori pentru alegerile din România, pentru că există un risc de fraudă uriaș. Gândiți-vă că alegerile vor fi organizate de Dragnea, care este specialist în furt electoral. Deci este ca și cum ai pune un pedofil la grădiniță, un host de mașini șef la furturi auto, un bișnițar valutist care dă țepe la valută, l-ai pune la Banca Națională. Deci asta este situația României, Dragnea va organiza alegerile și atunci este nevoie de observatori. Este foarte important și în al treilea rând, prin meetingul din 4 mai de la Bruxelles, încercăm să mobilizăm cât mai mulți români să vină la vot. Este foarte important, oameni buni. Mizăm pe românii din Belgia, pentru că sunt foarte mulți români din Belgia, mizăm pe românii din Anver, pe românii din Bruxelles. Sunt 200.000 de români numai în Bruxelles, 10% dintre ei, dacă ar veni în 4 mai în Place d'Albertin la ora 2, la ora 14, am dat un semnal foarte, foarte, foarte puternic în societate, semnal de care este foarte, foarte mare nevoie. Românii de aici, să știți că urmăresc cu foarte mare atenție știrile despre ce se întâmplă în România. Cu sufletul la gură am urmărit și eu de aici din Belgia și oamenii de aici din Belgia au urmărit știrile în legătură cu ordonanțele de urgență ale guvernului Dăncilă și în legătură cu controlul judiciar al Laurei Codruța Kövesi. Oamenii se bucură foarte mult pentru faptul că s-a ridicat acel control judiciar. Eu vă spun sincer, n-am avut niciun fel de emoții în acest sens, pentru că lucrurile erau foarte, foarte clare. Din fericire pentru Codruța Kövesi și pentru noi toți, pentru că o societate cu o justiție pusă în genunchi nu mai e o societate normală și nu mai e un stat de drept. Din fericire pentru noi, ei încă nu controlează justiția. Ciuma roșie încă nu controlează justiția, dar trebuie noi să mai facem ceva pentru a le stopa aceste planuri, și anume să ne prezentăm la vot în număr cât mai mare, dragii mei, în data de 26 mai. Este primul moment cheie în care putem să dăm de pământ cu acești derbedei.